despre liderul nazist Adolf Hitler s-au scris mii de cărți, studii și articole. S-au făcut cercetări privind ascensiunea sa, omenirea încercând să înțeleagă care au fost mecanismele care l-au ajutat să coaguleze în jurul unei idei o masă atât de mare de oameni, aproape 1 milion de soldați înrolați în diferitele structuri ale armatei germane. Noi vom vorbi astăzi despre un subiect poate mai puțin cunoscut, și anume despre garda de corp a liderului nazist. Cine au fost cei care îi asigurau paza personală, cum erau recrutați, cine îi comanda, ce atribuțiuni aveau și dacă putem afla ce s-a întâmplat cu aceștia după sinuciderea lui în 1945 și sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1923, liderii Partidului Național Socialist, condus de Adolf Hitler, înființează o unitate de gardă, formată din voluntari, care aveau ca sarcină asigurarea securității acestora în timpul întâlnirilor de partid din München, Saal Schutz, care chiar asta înseamnă, securitatea de sală. Observăm cele două inițiale SS, care au semănat eroare în timpul celui de-al doilea război mondial, întrucât pe parcursul anilor 1930-1945, această mică organizație s-a extins în mai multe direcții. Allgemeine SS, responsabilă pentru aplicarea politicii rasiale a Germaniei naziste, Waffen SS, unitățile militare de luptă, Totenkopfverbände SS, unitățile cap de mort care conduceau lagărele de concentrare și lagărele de exterminare, Gestapo, poliția secretă, și Serviciul de Securitate al Reichsführerului, Agenția de Informații Nazistă SD. Tot în 1923, la ordinul lui Hitler, sunt recrutați 8 oameni de încredere din cadrul Partidului Nazist pentru a forma o mică unitate de apărare personală. În mai 1923, unitatea este redenumită Stoßtrupp Hitler, trupa de șoc Hitler. Avea în componența sa 20 de membri loiali acestuia și era singura responsabilă de securitatea lui. Printre ei se aflau Rudolf Hess, un colaborator apropiat al lui Hitler, desemnat al doilea succesor după Hermann Göring. Acesta a fost arestat de autoritățile britanice încă din 1941 în Scoția, unde Hess zburase singur, încercând să încheie o înțelegere de pace cu guvernul britanic. A fost judecat la Nuremberg în 1946, condamnat la închisoare pe viață și s-a sinucis în 1987, la vârsta de 93 de ani, în închisoarea Spandau, care în prezent nu mai există, fiind demolată. Un alt membru a fost Emil Moris, tot prieten al lui Hitler. Acesta, deși avea origini evreiești, a fost declarat onorific arian în 1935. Era ceasornicar de meserie. L-a cunoscut pe Hitler în 1919, în cadrul Partidului Muncitorilor Germani. În 1921 devine șoferul său. Este demis în 1928 din serviciul personal al lui Hitler, când acesta l-a informat că avea o relație cu fiica surorii vitrege a dictatorului. Totuși, ulterior, Hitler face demersuri pe lângă Heinrich Himmler, care pornise o amplă acțiune de epurare a evreilor din armata germană pentru a nu-l expulza pe Moris Emil din rândul SS. Permite căsătoria acestuia cu o studentă la medicină, fiica a colonelului Rudolf Plötz, și îl declară pe el, dar și pe frații săi, arien de onoare. Emil Moris luptă ca ofițer în Luftwaffe. Este deputat de Leipzig în 1936 și președintele Camerei de Comerț din München în 1937. După război, a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-un lagăr de muncă. I s-a confiscat 30% din avere. A deținut un magazin de ceasuri în München și a murit în 1972. Ulrich Graf, membru al Partidului Național Socialist al Muncitorilor Germani, Partidul Nazist, din 1921, a fost selectat în Stoßtrupp de Hitler personal, în special datorită calităților sale fizice. Era un bărbat masiv, luptător amator, aspect deosebit de util în timpul confruntărilor din noiembrie 1923 între forțele poliției germane și trupele paramilitare SA înființate de naziști.
În acea luptă, grav rănit la umăr, în momentul deschiderii focului de către poliție, s-a aruncat asupra lui Hitler, protejându-l. A încasat 5 gloanțe în locul acestuia. Așa se scrie istoria. Fără sacrificiul lui Graf, Hitler nu ar fi supraviețuit și omenirea ar fi fost scutită de tot ce a urmat. Ulrich Graf a fost condamnat la 5 ani de muncă silnică după război și a murit în 1950 în Argentina. De altfel, în noiembrie 1923, Hitler împreună cu alți lideri ai partidului au fost închiși, iar trupa de șoc a fost desființată. În 1925, Julius Schreck, la ordinul lui Hitler, organizează o altă unitate de gardă de corp în care se regăseau o parte din membrii primei unități fondate în 1923. Aceasta se numea Schutzkommando. Julius Schreck era prieten și confident al liderului nazist. I-a servit ca șofer mai mulți ani, întrucât Hitler avea o încredere deplină în el. A murit în 1936 în urma unei meningite și a beneficiat de o înmormântare ca pentru liderii de stat. Schutzkommando îi asigura protecția lui Hitler la evenimentele de partid. Această unitate s-a extins și a avut mai multe denumiri până în 9 noiembrie 1925, când s-a transformat în echipa de protecție, Schutzstaffel, SS, organizație care s-a dezvoltat ulterior și a inclus și unități de luptă. După preluarea ei de către Heinrich Himmler în 1929, a devenit una dintre cele mai puternice organizații din Germania nazistă. La 29 februarie 1932 se formează SS Begleitkommando. Sepp Dietrich selectează 12 membri din Schutzstaffel SS pentru această unitate. Din rândul acestora au fost aleși 8 membri care aveau sarcina de a-l însoți pe Hitler în permanență în deplasările lui. Joseph Dietrich sau Sepp Dietrich, un ofițer SS german care a comandat garda de corp a lui Adolf Hitler, a fost ucenic de măcelar. A făcut cunoștință cu Hitler în 1928 și a fost șoferul acestuia în deplasările sale prin Germania în timpul campaniei electorale. Mai târziu a condus o armată SS blindată în timpul războiului. În 1946 a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat pentru uciderea prizonierilor americani la Malmedy. Execută 10 ani din această pedeapsă și încă 20 de luni ca urmare a rolului jucat în procesul de epurare a SA. Organizația Sturmabteilung sau batalioanele de asalt, declanșat de Hitler în 1934. A murit în 1966 în Germania de Vest. Numărul membrilor acestui comando a crescut de la 8 la 12, la 37 și apoi la 145 de oameni, dintre care 31 erau ofițeri. Aceștia erau selectați din organizația Leibstandarte SS Adolf Hitler și se aflau sub controlul lui Heinrich Himmler din punct de vedere administrativ, dar răspundeau numai la comenzile lui Hitler. Erau folosiți ca gardă de corp, dar și ca valeți, ospătari, curieri și șoferi. Aveau un dotare pistoale Walther PPK de calibrul 7,65 mm și li se permitea să fie înarmați în prezența Führerului. Nu erau niciodată percheziționați când intrau în serviciu. Până în martie 1938 au purtat uniforme gri asemănătoare cu ale SS-ului. Serviciul acestora putea dura până la 24 de ore. Erau postați pe coridoarele cancelariei Reichului până la biroul lui Hitler. În exteriorul clădirii, paza era asigurată de un alt detașament înființat în 1935, Serviciul de Securitate al Reichului, prescurtat RSD. Hitler se deplasa cu un autoturism de la firma Mercedes, de culoare neagră. Avea în folosință o flotă de 6 sau 8 mașini care erau staționate în orașele importante ale Germaniei, cum ar fi München, Berlin și nu numai. În deplasări, mașina liderului nazist era flancată de o mașină la dreapta, în care erau membrii ai grupării Führerbegleitkommando și două mașini la stânga cu un detașament format din membrii Serviciului de Securitate al Reichului. Toți erau ofițeri SS.
După acestea veneau mai multe mașini, una cu adjutanții și medicul lui, reprezentanții agențiilor de presă, stenografi și o mașină cu provizii. În 1939, Hitler a primit un autoturism marca Mercedes complet blindat, care a fost livrat în 20 aprilie, la împlinirea vârstei de 50 de ani. Pentru Wolf Schanze, bunkerul secret al lui Hitler, bârlogul lupului, aflat în pădurile Mazuriei din Prusia de Est, Polonia de astăzi, erau instituite măsuri de securitate excepționale. Spațiul era împărțit în trei zone de securitate și apărat pe exterior de mine terestre și personal extrem de atent selecționat și antrenat. Deși a existat o tentativă de asasinat împotriva lui Hitler, trebuie spus că membrii gărzii personale nu au fost niciodată participanți la acțiuni împotriva acestuia. În perioada 1934-1945, șofera lui Adolf Hitler a fost Erich Kempka. Acesta provenea dintr-o familie numeroasă. Tatăl său era miner și avea 9 frați. Era de profesie mecanic și a intrat în serviciul lui Hitler ca șofer de rezervă în 1932. După moartea lui Julius Schreck, în 1936, a devenit șoferul principal. În deplasările sale, Hitler stătea în față, lângă Kempka, și pe scaunul din spate avea o escortă. Erich Kempka, la 30 aprilie 1945, a participat la incinerarea cadavrelor lui Adolf Hitler și Evei Braun. După război, a fost închis până în 9 octombrie 1947, a rămas fidel ideologiei naziste și a murit în 1975, la vârsta de 64 de ani. O altă gardă de corp care a fost alături lui Hitler între 1940 și 1945, cel care i-a văzut pe acesta și pe Eva Braun morți și se pare printre ultimii soldați germani care au părăsit bunkerul, a fost Rochus Misch. Acesta a fost operatorul centralei telefonice din bârlogul lupului, Wolf Schanze. Rochus Misch a intrat în trupele SS foarte tânăr. Rămas orfan de ambii părinți, este adoptat de bunici care se ocupă de creșterea și educarea lui. Este absolvent al unei școli de desen în 1936, după care începe serviciul militar și participă la campania din Polonia, unde este rănit. În 1940, la 24 de ani, intră în SS Begleitkommando des Führers și se mută la Cancelaria Berlinului. În 1945, după sinuciderea lui Hitler, toți angajații și locuitorii bunkerului fie fugiseră, fie s-au sinucis sau au fost omorâți. Rochus Misch a fost printre ultimii care au părăsit locația. Este capturat de sovietici, petrece 4 ani în Moscova fiind închis în temnițele KGB-ului, apoi 5 ani într-un gulag din Siberia. S-a întors la Berlin în 1954 și a deschis un mic magazin de tapiserie, covoare și articole de uz casnic. A murit în 2013, la vârsta de 96 de ani. Gărzile de corp ale lui Adolf Hitler reprezintă un subiect foarte complicat, din mai multe motive. Au existat foarte multe organizații care au fost înființate cu scopul de a asigura paza acestuia și a liderilor naziști. Acestea au purtat diferite denumiri, s-au transformat, au evoluat în unități armate care au participat efectiv la lupte sau au fost folosite de dictatori pentru a suprima opozanții din interiorul partidului, cum a fost, de exemplu, organizația Leibstandarte SS Adolf Hitler și nu numai. Un alt aspect ar fi acela că pe platforma YouTube, termenii care se referă la nazism și imaginile asociate pot fi motive pentru care materialele sunt raportate și penalizate, ceea ce se traduce într-o slabă promovare a lor. Știu că erau multe de spus. Sunt amănunte peste care am trecut în mod intenționat, încercând să mă păstrez într-o zonă sigură pentru evoluția acestui canal. Sper să manifestați înțelegere cu privire la aceste aspecte. Vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri despre subiectul abordat și dacă vă plac materialele mele, vă rog să vă abonați la acest canal. Pe dumneavoastră nu vă costă nimic, nici abonarea, nici like-ul. Sunt 100% gratuite.
Pe mine mă ajută foarte mult în promovarea lor de către algoritmul YouTube. Este un conținut onest și muncit pe care vi-l ofer gratuit. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!